Morning Glory, Morning Glory! Zboară jos astăzi dihorii. Bonjurică, bonjurică, pur și simplu, efectiv am revenit la Morning Glory și cum v-am promis, am zis, băi, să mai scăpăm de COVID, de președintele Iohannis, de Marcel Ciolacu, de tot zarzavatul ăsta pe care îl auzim zilnic la știri și nu mai există viață civilă, nu mai avem spectacole de comedie, nu mai avem de unde să cumpărăm zarzavat în spații închise, trebuie să-l cumpărăm din spații deschise ca animalele! Morning Glory prezintă comedianța căsică având cafea. Deci, până una alta, îi spunem bună dimineața lui Radu Bucălae, care este în pragul unei crize de nervi și tocmai de asta l-am și sunat. Bună dimineața, Radu! Bună dimineața și bine v-am găsit pe dumneavoastră și toți ascultătorii dumneavoastră de pe întregul pământ. Îți mulțumim! Salutări Braziliei, salutări Portugaliei, salutări Franței. Nu în ultimul rând să știi că suntem în fața Braziliei la servicii poștale și dacă te gândeai cumva că Danemarca e... S-a dus dracu și Danemarca. Am auzit asta și știi ce mă gândeam? Mă gândeam dacă noi suntem în fața Danemarcii, cum e... serviciul poștal din Danemarca, adică dacă la noi e atât de praf și noi suntem mai buni ca Danemarca, nu vrei. Ce? Dar nu vrei să ai ceva de o scrisoare de trimis din Danemarca. Eu nu cred. Eu cred că mai e un singur om, ăla care a trimis rapoartele la poșta universală, că nu cred. Nu ai cum. Uite, încă niște motive de nervi și de revoltă. Haide, te rog frumos, acum să spunem o rugăciune pentru Thailanda, te rog frumos. Încă o nenorocire după acel tsunami devastator a lovit tărâmul acesta binecuvântat de Dumnezeu. Haide, te rog frumos să ne... Suntem live pe Facebook, spunem o rugăciune pentru Thailanda. Haide, concentrează-te, intră pe fluxul nostru energetic, te rog frumos. Hai, s-a logat? E logat, nu, e logat. Ok, deja, gata, hai. Să ne rugăm pentru Thailanda. Acolo a fost interzis Pornhub. Nu știm ce mai învață copiii ăia online. Morning Glory, Morning Glory, soriori sunt frățiorii. Deci, în concluzie, Radu, am sunat să vedem ce mai enervează un stand-upper care stă a căsică, practic, având cafea, neavând cafea. Uite, un ascultător ne-a spus că fără niciun pic de caterincă mă duc să mă văd cu doamna Dicu. Ce să-i spunem? Drum lin. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Așa, ce te enervează? Ce s-a întâmplat? Te rog frumos. Hai să vedem. Faptul că mă enervează totul în ultima perioadă, având și mai mult timp la dispoziție, am stat pe internet mai mult decât trebuia și am intrat în... Aș vrea să-mi dau, cred că, nu știu dacă doctoratul, dar masterul pot să-mi dau un trap, pentru că, băi, am ascultat pe toți și fenomenul ăsta de trap este ceva fabulos. Pentru că studiindu-i foarte mult, știu că voi ascultați foarte mult, nu știu cât ascultă Mihai, dar tu, Răzvan, pentru asta, așa s-a născut Rock FM, practic. Eu sunt fiert pe trap, sunt fiert. Clar. Nu se poate. Deci fierți amândoi, se vede, am ascultat foarte multă muzică la voi pe post. Băi, toți, în primul rând, asta mă fascinează, că toți cântă despre aceleași lucruri. Și mi le-am notat pentru că mi se par fabuloase. Sunt 4 lucruri despre care cântă toți și nicio melodie nu are mai puțin sau mai mult de aceste 4 light motive ale trapărilor, pe care aș vrea să le discutăm acum. Așa, avem așa. Stai puțin, că nu merge chiar așa de simplu. Păi, dar nu mai am răbdare. Nu, știu că nu mai ai răbdare, dar nici timpul nu a mai avut răbdare. Aș vrea să vorbim, să o luăm în ordine, da? Deci, mergem în crescendo sau în descrescendo? În crescendo. În crescendo. Eu le-am pus în importanța valorii raportând cu principiile. Sunt 4, ai zis, da? 4. Bun. Numărul 4. Number 4. Așa. Radu, te ascultăm. 4. Da. Avem așa. Toți sunt numărul 1. Bă, toți. Toți sunt numărul 1? Toți sunt numărul 1. Cât toți sunt cei mai buni, sunt foarte mulți. Ei sunt undeva, acum aproximez, pe România undeva la, zic eu, 40 de trapări și toți sunt numărul 1. Eu cred că ei nu știu unii de ceilalți, că toți sunt numărul 1. Și e fabulos că toți sunt numărul 1 de când scot prima piesă pe YouTube. Ah, ok. Dar trebuie să spui asta la începutul piesei, sunt numărul 1. Da, ei sunt numărul 1 și sunt zei de când s-au născut și nu știu cum, Doamne iartă-mă, poți să fii tu zeu și numărul 1 cu 700 de vizualizări, dar e partea a doua. Dar ei nu știu unii de... Cum? Bă, cum? Tu n-ai făcut nimic în viața ta și primul lucru pe care îl scoți te face numărul 1. E adevărat și chestia asta. Să știi, eu am întâlnit un tip care era programator și prin anii 2000 așa, s-a apucat să lucra la un program ca să poți să intervii puțin pe fotografii și chestii din astea. Și omul era foarte serios. Eu am crezut că face glume cu mine, că el se ocupa și cu chestia asta și de fapt am descoperit că tocmai reinventa Adobe Photoshop, de care nu auzise și a fost destul de mirat să afle că existe. S-ar putea, într-adevăr, ca ăștia să fie singuri pe câte o insulă pustie fiecare și să nu știe, să nu știe. Așa. Vreau să întâlnească toți la un dat să fie... Sunt de 40. Era o caricatură mișto care a circulat zilele astea cu doi naufragiați pe o insulă care au găsit o sticlă și unul a scos hârtia aia din sticlă și a spus "It's from Sting". Adică, știi ce, că mă gândeam, mi se pare că generația asta mult mai mică, pentru că toți sunt destul de mici, majoritatea, mi se pare că au o încredere care e foarte mișto. Și o încredere de... Bă, dar mi se pare că unii exagerează cu încrederea asta. Bă, hai că nu sunteți toți numărul 1, că nu o să ajungeți toți mari trepări de succes. Hai că unii dintre voi... Da, trep în sine, totuși. Hai să plecăm de la trep. Adică dacă e normal să facă asta. Acum, nu știu, mă, exarhul, cum e faza cu el? Cât de tare o să ajungă? Ha, 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 ha. Am putea trece deja la numărul 3? Da, la numărul 3. Numărul 3 este de interes național și poate chiar mondial, pentru că trapul este mondial. Este de fapt un avertisment pentru toți bărbații și e în felul următor. Aveți mare grijă de femeile voastre. Studiind foarte mult trepul în ultima perioadă, se pare că nicio femeie nu scapă acestui fenomen și acestui trapper, acest animal numit trapper, animal în sensul bun. Orice femeie de pe stradă, orice soție, o să ajungă la un moment dat în patul unui trepăr. Bă, nimeni nu ratează nimic. Bă, nu poți să te mai măriți în ziua de zi. Bă, nu poți să te mai măriți tu cu o femeie să zici că, bă, e fricioară, mă. Nu pot, că a fost un trepăr pe acolo. Clar. Munca clar, abia acum începe. E imposibil. Orice femeie care tu te-ai întâlnit, deci tu acum, dacă ești la colonia civilă. A fost înainte civilă, cu un trepăr. Clar. Asta mi-e crucea dacă te mint. Pentru că raportat, dacă e să numeri câte femei au avut trapării din toate melodiile, undeva, nu știu, de 3 ori populația planetei. Că e oricum, ei sunt deja peste populația care va fi vaccinată cu anticovid, acum a anunțat președintele. 10 milioane înseamnă nimic pentru trepării care au de pisat, nu-i așa? Uitându-mă și la vârstele unora care cântă trep, cu siguranță mulți n-au văzut cu adevărat o femeie dezbrăcată, că dacă ar vedea, le-ar cădea călbejeala din păr, dar asta nu e problema mea. Da, e adevărat și chestia asta. E adevărat că mulți cântă cu mouse-ul pe stânga încă, din ce am văzut, nu au trecut la mouse-ul pe dreapta. Aia acum au descoperit mouse-ul pe stânga și îți dai seama că atunci când îl descoperi toată ziua ești cu mouse-ul în mână. Mai dai un click dreapta, mai dai un click stânga, știi cum. Bine că nu suntem unde, pentru ce am făcut noi rugucine mai devreme. Doamne ferește să te apuce... Doamne, nici nu vreau să zic cuvântul ăla. Să vezi când descoperă și rotița de scroll, încep să dea pe ea. Da, dacă o folosești cu degetul mijlociu, în fine, se trecem peste. Goluș comică. E foarte complicat să, Doamne ferește, îți dai seama de la atâta trep să rămâi, Doamne ferește, cu vreun cârcel, cu mâna încleștată pe mouse pe stânga. Da, pentru că după aia când cânti, rămâi cu ea așa, știi? Da. Și nu mai poți, că dacă ai rămas, nu poți să mai faci cu mâna așa. De altfel, atât la țăranii bătrâni care dau cu sapa în grădină, cât și la trepării care dau cu mouse-ul pe partea stângă, se remarcă aceeași incidență a bolilor profesionale și ea este formată din dupui tren, dacă știi la ce mă refer. După itran este chestia asta, când îți rămân degetele așa încleștate și ai ca o gheruță. Practic arăți ca o mâniță de nutrie. Asta e sindromul mâniții de nutrie la trepărul. Eu nu vreau să fiu răutăcios, dar cu siguranță această boală, dacă se manifestă la țară, mâna îți rămâne așa, dar dacă se manifestă la trepăr, mâna rămâne așa. Da, e adevărat. Și cum zici tu, este adevărat. Suntem live pe Facebook cu Radu Bucălae. Puteți să ne urmăriți acolo în cazul în care ați mutat acum, nu-i așa, de pe... V-ați numărat banii și v-ați dat seama că n-are sens să ascultați, să încercați să ascultați radiouri de bogați, pentru că nu vă bagă nimeni în seama acolo. La Morning Glory primim pe toată lumea. Ajungem la numărul 2 sau am epuizat? Numărul 2. Numărul 2 este, la motivul principal, e că toți sunt bogați. Bă, toți! Bă, nu contează că au 10 ani, nu contează că au 25 sau 40, toți sunt bogați, de la A la Z. Și fac videoclipuri, se strâng toți acolo 10-15 trapări și scot toți banii de pe care se ajung la vreo 8 milioane așa. Și arată toți acolo și au vreo 8 milioane în mână cum se laudă. Și, bine, ce-i drept, am și stocărit pe unii, pentru că la un moment dat m-a luat boala, zic, bă, cât de bogați sunteți, mă, și am descoperit că unii trapări încă locuiesc în cămin. Bă, nu... Păi locuiești ca să nu bați la ochi în cămin. Da. Corect. You do not beat a DI, cum se spune în engleză, cum spun trapării ăilalți internaționali. Da, pe sistemul cum era Steve Jobs, care purta aceleași haine și ăsta locuiește tot așa într-un mediu sărac, ca oamenii să nu-și dea seama cât sunt ei de bogați. Cum a fost și proprietarul Ikea, nu? Care a condus Volvo ăla din 85 toată viața. Un tip extraordinar. Mi închipui ce petreceri de revelion mișto dădea. Bă, nebun, dar știu. Cu crembuși din aia. Cu documentare cu el pe YouTube. Faine. Așa. Dar aș fi vrut să fiu prieten. Deci sunt foarte bogați ăștia, da? Foarte bogați. Nimeni nu zice și nu zic de unde fac banii. Pentru că banii vin, pentru că asta e cumva o legătură foarte strânsă între sunt numărul 1 și sunt bogat. Pentru că se pare că de atunci când ești numărul 1, vin banii fără să mai faci ceva. Și cum ești numărul 1, te naști numărul 1. Deci ce trebuie să faci ca să fii bogat în viață? Trebuie să te naști. Ok, cum s-a născut și Marian Nistor cu bentița aia, pentru că așa a spus. Întrebat fiind despre origine aia, a spus așa m-am născut. Goluș comico. Și când s-a născut s-a auzit. Eu cred că aia a fost brățara doctorului și când l-a scos i-a rămas pe cap lui Marian Nistor. Poate și chestia asta. Nu știu, ai și versuri care să-ți susțină afirmația? Băi, nu am, dar orice melodie trap, adică nu am scos pentru că toate sunt la fel. Tu sunt șocat. Uite, îmi vin două versuri care mi-au rămas în cap, pe care le-am ascultat. L-am ascultat de curând de la un trapper cu nume de manilist, pentru că îl cheamă Guță, și zicea că, nu pot să reproduc exact, dar era ceva de genul că ține bani în pantaloni și dacă vrei bagă mâna să iei. Corect. E nasol. De ce? De ce ții acolo? Că ai mult loc acolo? De ce îi ții acolo? Exact cum e aia cu balerinii, cu ziarele, cu șosetele. E greu să fii... să ai o vârstă mică și să te comporți ca un bătrânel din ăsta care bate câmpii pe scara blocului și uită cum îl chema pe ăla. Răspunsul este Alzheimer. Number 9. Așa, bun, deci în concluzie ajungem la number 1 sau... La number 1, da, number 1, care este și cel mai periculos, pentru că se pare că toți au un gang. Au gang și vin peste tine să te bată. Fără să le faci nimic, ei vin peste tine să te bată, ei împreună cu gangul lor. Aoleu. Bine, dacă îi asculți, s-ar putea să-ți fie puțin teamă. Dacă te uiți, îți trece toată teama, pentru că îi vezi că sunt... Bă, nu, nici nu vreau să mă iau acum de ei, că poate unii chiar sunt duri. Bă, dar față de rapperi, trapperii, bă, sunt și înalți și slabi. Și au și părul la lung, așa, peste față, și colorat așa. Și că zice, vezi că vii să te omor, fugi, zici, bă, băiatule, du-te și iau un paracetamol și când îi vezi așa de-și frigiți, zici, bă, vezi că dacă iei un bidon de 5 kg în mână, ți dislocă omorul, serios, pe cuvântul tău, du-te. Crezi că ar putea să fie un test ăsta pentru trepări, să le dăm două bidoane de apă, să le care la bătrânici? Da, serios, dar nu ca la bătrânici, două bidoane de apă să vedem cât le care ca distanță. Spui doi trepări, faci ca la curse, ca la Special Olympics și pui unul într-o parte, unul în alta, să vedem care cel mai mult 10 kg. Pe genul bancului, nu? Cu da, unde mă duci bestie. Cum arată, pentru că aspectul lor nu impune frică, pentru că sunt îmbrăcați foarte colorați și au și foarte multe culori în cap. Băi, și dacă vine unul să te bată, ce mă, vine unul din clanul Curcubeu? Cine vrea să mă bată, mă, ești nebun la cap, că nu-ți impune frică. Ce mai lipsește? Un unicorn? Mie mi-aduce aminte de filmul meu preferat, de Big Lebowski, și de nihiliștii care amenințau cu accentul lor german: "We will cut your fucking Johnson." Printre era și Flea, parcă, nu? Da. Bă, de la n-ar fi frică. Da, e adevărat. Deci dacă aș vedea pe la venit spre mine... Deci, până una alta, e gang în română și nu în engleză și orice gang în limba română miroase, nu-i așa, după cum știm cu toții, a pipi, lică, să mă dău, practic. Da. Morning Glory, Morning Glory, pipi curge în pantofiorii. Așa, deci i-am rezolvat și pe trapări. Acum putem să ne vedem liniștiți de viață. În rest, ce proiecte de viitor mai ai în 2022? Păi, vreau, nu știu, am foarte aglomerat perioada asta și sper să reușesc până în 2022 să pun la punct nou material pe care îl testez în fiecare luni, marți, miercuri, joi și vineri la mine acasă. Deci vă aștept, locurile sunt limitate, sunt doar 2 la număr, sunați la cineva că eu nu vă răspund. În rest, toate bune. Am scăpat și de pandemie, că eu am făcut virusul și mi-a trecut și din fericire a fost foarte bine. Ai avut boală? Am avut. De când ne-am văzut ultima oară și până astăzi l-am avut pe fraier. Când ai intrat în izolare și când ai ieșit? Am intrat pe 7 sau 8 octombrie și am ieșit după 14 sau 15 zile. Și cum te simți? Băi, DSP-ul excelent, apropo. Păi n-are cum să... Deci, e cam ca poșta română. Adică eu sunt curios cum arată DSP-ul nostru într-un clasament al DSP-urilor din Uniunea Europeană. Sigur facem un pipi pe DSP-ul danez și pe cel brazilian, cu siguranță. Deci gangul de la DSP, mă așteptam și eu ca în cele 14 zile de izolare, evident, să te sune, că așa primești cât un mail din ăla, ești pozitiv, uite ce trebuie să faci, sună la DSP, dă-le poze cu părinții, dă-le poze cu familia. Și în ziua 8 de izolare, sună telefonul, mă uit, zic așa, răspund: "Alo, bună ziua, de la DSP?" Zic că, bună ziua, în sfârșit mă sună cineva. Și zice: "De la DSP statistici, în ce sector locuiți?" Și zic: "Sectorul 2. Bine, mulțumesc, la revedere." Foarte mișto! Și nu m-a mai sunat nimeni de atunci să mă întrebe pe mine sau pe soția mea. Nu am întrebat: "Bă, sunteți bine?" Cât de bine puși la punct sunt, dacă au vrut doar să verifice dacă ești în sectorul 2. Tu înțelegi că ei de fapt știu totul despre tine și că au camere peste tot? Și asta a fost un fel de atenționare ca de la mafie, știi? Deci, dau un hint să știi că sunt cu ochii pe tine. Suntem aici. Sectorul dacă 2, vezi coaja aia de banană în fața ușii, știi că ei sunt acolo și că te filmează de undeva de vis-a-vis. Știi, Radu, I have a dream, cum spunea și Martin Luther King. Așa. Deși, nu, ți-e și groază să spui chestiile astea când te gândești ce s-a întâmplat cu domnul Martin. Dar știi, când eram student și mă gândeam cu groază la faptul că trebuie să iau trenul înapoi, dar și înspre Brăila, dar dinspre Brăila spre București, împreună cu toți ceilalți jumătate din oraș, nu, care urma să se urce în același tren, studenți. Și vedeam trenul cum vine frumos de la Galați și încetinește și oamenii încep să se agite și își cară bagajele și sacoșele și bidoanele cu must și toate recipientele cu varză murată și cu zeamă de varză murată care urma să se verse în tren, nu-i așa? Iar bidoanele cu must să bubuie, nu-i așa, în tren, făcând totul mult mai lipicios și mai plăcut și mai intim. Băi, mă gândeam ce mișto ar fi să intre trenul în gară, să încetinească, oamenii să înceapă să alege, să-și găsească vagonul și el să iasă liniștit din gară. Este, după mine, singura chestie care ar trebui făcută din când în când ca să liniștești specia umană. E cam tot ce ar trebui să facă DSP-ul cumva, acum. Da, da, cumva trenul de care vorbeai tu e fix 2020, care așa exact ne-a făcut nouă 2020. Să urcăm, aulă, 2020. Acolo suntem. Haide, vină cu jumătatea aia de porc. Haide să urcăm. Și acum ne uităm ca nebunii nostalgici către 2021. Știi cum te uiți când aștepți autobuzul în București? Știi oamenii ăia care stau în stația de autobuz și mai calcă doi pași în stradă, bă, riscându-și viața că poate vine un nebun. Se uite așa în direcția de unde vine autobuzul. O veni astăzi, mă? Așa ne uităm noi către 2021. Nu, că nu te duci. Zici, bine, am pierdut trenul, hai la troleibuz. Că tot cu pantograf merge, nu? Și tot la înaltă tensiune, aia pe care ar trebui să facem și noi pipi din când în când, dacă nu ne trimit ăștia deja, că n-au să ne oblige. Dar te duci la troleibuz și te urci și zici, ăsta e 2021, troleibuz, civilizat, toată lumea frumos și compostează biletul, nu? Ca în vremurile bune, când eram civilizați. Dar e problema că dacă am pierdut 2020, în 2021 nu avem loc toți. E adevărat și asta, dar stai puțin, pentru că tu nu știi ce se întâmplă cu șoferul de troleibuz. Eu am o teorie. Eu zic că ăștia sunt toți băgați într-o sectă, sunt, cum să spun, echivalentul tuturor organizațiilor oculte care conduc lumea, dar ăștia sunt cei mai periculoși, după părerea mea. Pentru că ăștia, întotdeauna, când văd că s-au umplut, nu, au urcat niște pensionari. Eu am studiat șoferii de troleibuz pentru că mie personal îmi plac troleibuzele. Nu credeam să ajung să-mi deschid baierele sufletului așa, dar iată că o fac, da? Sunt nebunit după troleibuze. Odată că au și, cum să spun, conotația asta senzuală, știi, buze. Autobuze este atunci când îți faci singur buzele, știi? Și... toți șoferii de troleibuz așteaptă, nu, să urce pensionarii, nu suficient cât să își găsească un loc. Da. Imediat ce s-a urcat, a închis ușile și știi că orice mașină electrică are un demaraj de mașină sport aproape. Da, da. E, și în momentul ăla calcă. Deci eu n-am văzut troleibuz să plece încet de pe loc, așa cum o fac autobuzele de modă veche, șoferii civilizați, tramvaiele și așa mai departe. Toți pleacă cu kickdown. Și în momentul ăla tu zici, a, 2021, e liniște, s-au închis ușile, avem toți mască, e aerisit, este luminos. Hop! Hop! Dă-i, tată! Și aia a fost. Eu cred că toți se antrenează pentru popice, ca altă explicație. Asta este clanul popicilor. Exact, că dacă vezi 7 bătrâni care stau unii lângă alții și își pleacă troleibuzul, trebuie să rămână 1-2 în picioare și ești... și tu nu dai în ei, tu nu-i atingi cu nimic, zici, domne, n-aveau echilibru, ce să facem? Nu este vina mea. Nu este vina mea, să se țină mai bine, urmează 2021. Stimați călători, mulțumim, Radu, și Doamne ajută să ne vedem din nou la spectacolele astea, dacă îți mai aduce aminte despre ce vorbesc. Și da, lasă, că vine acum decembrie, se deschid terasele, stand-up-ul renaște, o să fie frumos. Yes. Ne vedem la terasă pe 24 decembrie. Avem 3 show-uri unul după altul și cu țuică fiată. Da, și mi închipui că o să faceți show-uri din astea, cum se făceau pe vremuri la Cercul Polar, pentru eschimoși. Da, și apropo, pe... să aplaudăm ca focile. Da, da, pe 6 ianuarie ne vedem la sala Palatului pe acoperiș. Da, e... Da. Periș? Da. Am înțeles. Periș, da. Pe acoperiș, da. Mulțumim, Radu, încă o dată aplauze pentru criza de nervi și îți mulțumim pentru faptul că ne-ai iluminat cu trepării. Noi revenim imediat după publicitate și până atunci însă rugăm pe Radu să rămână să facem o fotografie de grup. V-am pupat dulce pe ceacră, revenim un pic mai încolo cu noi și noi, am uitat ce, dar în fine, sigur nu sunt alea vechi. Morning Glory on Rock FM.